Fostul prim-ministru Mihai Tudose, asupra căruia sunt ațintite foarte multe priviri, a făcut o declarație scurtă, la obiect și fără echivoc. Doamnelor și domnilor, Mihai Tudose nu confirmă sub nicio formă ideea de a se apropia de formațiunea lui Victor Ponta. Menționat în campania dezertărilor din PSD, fostul premier Mihai Tudose a declarat: nu am avut purtător de cuvânt când am fost prim-ministru, nu am nici acum. Atunci când voi avea ceva de comentat sau de anunțat, veți afla de la mine direct. S-au făcut speculații, au fost, mă rog, tot felul de ipoteze. Pleacă, gata, acum Tudose, rupe și așa mai departe. În legătură cu afirmația lui Liviu Dragnea, în care liderul PSD s-a referit la atitudinea de șobolani a doi foști prim-miniștri ai partidului, Tudose a spus: în general, nu comentez, mai ales tipul ăsta de